Cei doi viitori soți erau nevaccinați, astfel pentru a se organiza evenimentul a trebuit să-și facă testul anticovid. În urma rezultatului, mirele a fost depistat pozitiv, acesta trebuind să intre în izolare. Din cauza nenumăratelor complicații care ar fi survenit în cazul anulării, familiile au decis că nunta să aibă loc doar cu mirasa, în timp ce mirele a rămas acasă. Chiar și după apariția testului pozitiv, s-a luat decizia continuării evenimentului, după ce la nuntă urmau să ajungă invitați din toată țara. Mirii au primit mesaj pe telefoanele mobile, Mirea s-a test negativ, Mirele pozitiv. Au fost minute întregi de tăcere și au rămas șocați. Au sunat la laborator să verifice încă o dată, dar testul pentru el a ieșit pozitiv. Mama Mirelui era la coafor când a primit vestea, acestea i s-a făcut rău și a leșinat pe scaunul în care se afla. Nunta s-a desfășurat sâmbătă în Botoșani fără participarea Mirelui după ce acesta a fost depistat pozitiv. Dansul mirilor a fost între mireasă și tatăl care a trebuit să-și înlocuiască ginerele aflate în izolare.